Salutare tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Aseară FCSB a pierdut în ultimele secunde ale meciului cu Farul, o victorie pe care o avea în mână. S-au dat două goluri în ultimele secunde ale partidei, în ultimul minut și jumătate al partidei, iar Farul este acum pe primul loc în clasamentul Ligii 1. O să discutăm despre un pic despre ce s-a întâmplat aseară în meciul dintre FCSB și Farul. O să discutăm și despre ce s-a întâmplat la Sfântul Gheorghe, un pic. O să discutăm despre ce s-a întâmplat la Sfântul Gheorghe, unde un meci a fost oprit definitiv din cauza scandărilor din tribună ale fanilor lui FCU Craiova. Continuă discuțiile după decizia luată de arbitrul central Chivulete. O să discutăm despre asta în această dimineață, însă mai mult în această dimineață o să stăm la povești și o să discutăm cu un fost fotbalist retras foarte, foarte repede, campion cu viitorul, cu echipa lui Gică Hagi, crescut la Academia lui Gică Hagi, campion cu viitorul, spuneam, la Under 17, la Under 19, câștigător de Cupa României la Under 19 cu viitorul, membru, component al lotului viitorului în Youth League, Champions League, varianta Champions League de tineret, în sezonul 2016-2017, fost fotbalist la Steaua și autorul unui gol în meciurile de baraj pentru promovarea în Liga a treia, însă spuneam retras foarte repede din carieră, Cezar Mihalache, fiul fostului atacant de la Oțelul, de la Astra, de la Petrolul, cel care era nașul Stelei pe vremuri, acum la începutul anilor 2000, Dragoș Norman Mihalache, Norman era porecla atacantului de atunci, spuneam, de la Oțelul, Petrolul și Astra. Fiul său este în această dimineață în direct la GSP Live în studio și mulțumesc că a acceptat invitația noastră. Scuze, au fost niște probleme legate de trafic, începem un pic mai târziu în această dimineață. Bună dimineața, Cezar! Bună dimineața, Costin! Să le spunem oamenilor că m-ai sunat acum câteva zile și mi-ai spus că ai o piatră pe suflet. Da, care trebuie să scap de ea că nu mai simt o povară. Așa. Spune-mi întâi ce faci tu în momentul ăsta și ajungem și la piatra ta pe suflet. Cum e viața ta? 23 de ani, acum câțiva ani erai campion la tineret, la Under 17, corect, nu? Corect, Under 17, da. Under 19, ce faci acum? Cum ești acum? Ce să fac? De la câteva ore petrecute pe teren, în sala de forță și ce mai facem noi, jucătorii, am ajuns să stau în picioare multe ore pentru a reuși să conviețuiesc, să zic așa, nu e chiar ușor. Să te duci, să faci ce nu-ți place. Nu-ți place. Ce faci? Ce să faci într-un restaurant? Ești curățenie? Curățenie și toate cele. Deci ești cumva novice, ești un ucenic în momentul ăsta într-un restaurant de undeva din nordul capitalei, Și... Dar de ce ai, adică cum ai, de ce aici și nu altceva, altă chestie, să te duci într-o altă zonă? Nu știu, am mai stat de vorbă cu foști fotbaliști care s-au retras repede, care încearcă IT, Doru Dumitrescu, prietenul tău, tot în zona, parcă în zona de IT zicea că se duce sau ceva de genul. Nu-mi place, nu-i să zic. Știu că nu le place, da? Nu e genul meu, adică vreau ceva să socializez cu oamenii, să fiu undeva, să am ocupație, că dacă am timp să gândesc, mă gândesc la ce a fost în trecut. Așa. Și nu prea am stare, nu prea am liniște. Ok. Că viața m-a făcut într-un fel sau altul să renunț atât de repede la un vis pe care eu credeam că o să-l îndeplinesc. Spuneai acum câțiva ani într-un ziar din Prahova, spuneai așa, și am văzut declarația ta, îmi doresc să continui cariera de fotbalist în străinătate. Da. Erau niște vise, niște obiective pe care mi le propusesem. Cariera mea, să zic că a fost ok din punct de vedere unde am evoluat, dar neșansa și să zic că nu pot să dau vina pe cineva sau pe că n-am reușit eu. Așa. Dar am avut foarte multă neșansă la toate echipele unde am fost, am plecat cu șansa a doua, eu, personal. Nu știu, pe... Inclusiv la Academie, la Hagi? Cum ai ajuns la Academie? Hai să vedem. Cum ai ajuns la Academie? Deci eu cu Academia cochetam din 2011-2012, când a plecat, de fapt, de la Petrolul 95, de la școala de fotbalul Daniel Chiriță. Da. Colegul meu, Ene Mihai, care joacă la Ripeții acum, okay, și trebuia să mergem amândoi. Am fost 2011, ai zis? 2011-2012. Deci aveai 12 ani atunci. Da. Cam atunci lua Hagi jucătorii, 11, 12, 13 ani, 14. Da, și am fost la turneul acela la Brașov, cum se numește, cu echipe din străinătate. Știu. Și am ieșit golghiterul echipei atunci, eu. Deci primul turneu, eu cu el. Nu, la Academie. Okay. Deci am plecat de la Petrolul, am plecat în turneu cu Academia. Okay. Cu domn profesor Nicolae Roșca, care era antrenorul echipei atunci. Uh-huh. Și am ieșit golgheter. Și Ene a plecat.
Eu nu m-am dus, n-am plecat, n-am vrut să mă duc, am zis că sunt prea mic ca să fac pasul acesta. Nu o să știu niciodată dacă a fost o alegere bună sau o alegere rea. Tot ce zicea? El a cântărit foarte mult în decizia asta să nu merg, că a zis că trebuie să mai stau, să mai mă să mai cresc. Rămân la petrolul. Mai rămân la petrolul, să mai joc. Okay. Era un om de bază, aveam 4-5 oferte de la echipe de tradiție din România, adică și Steaua și Dinamo, Steaua. Da. Care a fost? Steaua lui Becali. Da. Ok, da. FCSB-ul, actuala FCSB. Da. Atunci era Steaua, da. Și n-am știut așa ce să aleg. Și până la urmă, după ce s-a făcut fuziunea cu antrenorii care au fost la Petrolul 95, da? S-au mutat la Petrolul Ploiești. Ok. Și la Petrolul Ploiești, să zic, am avut un an, doi de republicani, jucam la 98-99, iar când era nevoie, jucam și la 96-97. Adică mai... Da. Da. Tot timpul am jucat la o grupă mai mare. Mai mare. Până okay. Asta și... e un semn că aveai ceva. Da, eram... Antrenorii vedeau ceva în tine, exact, dacă exact. Te duceau la o grupă mai mare. Exact. După aceea am avut și o scurtă perioadă la Dinamo, tot în juniorat, da? Unde, la fel, era antrenor domnul Cătălin Burleanu, care este... Actualmente este la FC Voluntari, așa. Ceva de genul okay. Pe la Liga 3A. Așa. Și a stat de capul meu mult timp, să zic, vreo câteva luni, să mă duc acolo. Și într-adevăr m-am dus un an de zile. Cum a fost experiența Dinamo un an de zile? Un nu club pot... care era în cădere în momentul ăla, cred că, nu? Da, nu mi se... Când a venit domnul Negoiță, proiectul nou Dinamo se anunța, urmea promovarea de jucători tine, nu ceva s-a mai de gen, da, ceva de gen, nu s-a întâmplat nimic. Așa. A fost greu și acolo, fiindcă făceam naveta de... De 3 ori pe săptămână făceam naveta. Nu stăteai aici, nu ți-au dat internat, nu nimic? Nu, nimic, nu. Nu, m-a ajutat foarte mult cu naveta domnul Leasă. Așa. Domnul Leasă m-a ajutat de foarte mult. De la voluntari? Mult. Da, da, da. Ok. Și... Te-a ajutat că ce? Îți plătea el? Îmi plătea, sau? Da. Îmi dădea... Deși n-aveai treabă cu el, adică tu erai la Dinamo. N-aveai nicio treabă, da. Eu eram coleg cu băiatul lui, cu Mircea. Ah. Deci tu erai junior la Dinamo. Și Mircea era și el. Și un alt om îți plătea ție să te duci la Dinamo la antrenamente. Să mă duc la antrenamente, să mă duc la meciuri. Așa, ok. Ca în România, bun. Altfel cum condițiile la Dinamo? Că asta mai auzit-o. Dom'le, copiii nu se duceau la Săftica, era foarte greu, trebuia să traverseze. Știi că era povestea? Atunci făceam un Ștefan cel Mare pe sintetic în spate. După aceea, după ce am plecat eu să zic la o lună, două, au început să facă la... De joacă Metaloglobus, la Țiriac. Okay. Bun. Să facă antrenament. Granitul. La granit. Da. Și după aia, la fel, m-am întors la Petrolul și m-am întors la Petrolul după 6 luni. Am cochetat, să zic așa, cam jumătate de an cu prima echipă, înainte să pice Petrolul în faliment. Da. Deci, era exact, domnul Capră atunci încă, nu? Domnul Capră, da. Da. Ok. Cu domnul... Țebi Tudor, antrenor. Uh-huh. Venise la un moment dat și domnul Mihaiță Stoichiță la antrenor. Ok. Și am cochetat și am avut meci la junior cu Viitorul, actuala Faru. Da. Și am făcut un meci bun și după meci să mă duc acolo, că e bine, că e alea, că e alea. M-am dus, am stat să zic, în probe două săptămâni. Da. Și am rămas acolo. Ok. Deci asta a fost toată experiența. Da, câteva goluri bune la amicale. Mie mi se zicea înainte omul amicalelor. Adică eu tot timpul în toate stagiunile, cu toate echipele în care am fost și am jucat la ele, da? Nu aveam rival. Fii atent. Ce mi-a povestit un om care te-a avut la Chindia, era în club la Chindia când tu ai mers acolo și ai semnat un contract ca senior deja. Da, când da, ai ajuns la, că e primul tău club de senior, am senzația, practic, după Viitor. După, Viitor. Chindie. Și mi-a zis așa, zice, în pregătiri, senzațional. Da. De-aia am și oferit contract. După aia a scăzut. Tot randamentul a scăzut, dar o să ajungem și la povestea asta. Da. De ce se întâmpla lucrul ăsta? În amicale, să vă zic așa, eram eu. Nu simțeam oarecum presiunea antrenorilor, nu simțeam presiunea colegilor. Aha, presiunea oficială, presiunea meciului. Presiunea meciului, da, adică, okay. Cum v-am zis mai devreme, revin, am plecat totdeauna cu șansa a doua. Și, și după un cantonament reușit cu Chindia, s-au adus alt jucător pe postul meu când erau cu Under 21, eu sunt 99 născut. Da, okay. Și aveam 3 sau 4 ani, momentul acela de juniorat. Și au venit alți jucători, 97-98,
Mai mari un pic. Da, care oarecum aveau o experiență, dar nu cred că mai mare ca a mea. Și s-au jucat în fața mea și atunci am zis, bă, nu se poate, mai mult atât ce pot să fac. Bun, hai să ne întoarcem la viitor și o să ajungem și la seniorat. O perioadă bună o văd eu așa, cu titlul Under 17, Under 19, coleg cu cine? Băluță, Mărțan, Drăguș, Boboc, Ghiță. Toți, Ghiță, da. Da. Ciobanu. Mulți, da. Doru, care și el. Și Florinel, puțin timp, Casap, toți. Și am fost generația 99-99, care se spune că a fost cea mai bună generație a domnului Hagi. Acum să vedem ce va mai scoate. Vedeți că apar pe bandă rulantă la dâns. Apar, da, dar... Na. Deci... Da, o perioadă foarte bună. Singurul lucru rău care s-a întâmplat atunci, cred că... a făcut ca mulți jucători născuți după 97, să zic... s-au lăsat, s-au apucat de altă activitate după ce am pierdut titlul cu Dinamo, deci n-am jucat în la penaltiuri. Da, exact, atunci. Domnul Hagi a hotărât să desfințeze echipa a doua, Liga 3. Da, corect. Deja Liga 3 în care noi eram omogeni, adică eram tot timpul noi și când mai venea Cicâldău sau când mai veneau Mladen, Vână, care mai erau atunci, eram ăia 98-99, câțiva care veneau scheletul de la echipa mare. Da. Câțiva care nu prindeau lotul sau n-au jucat în campionat și mai veneau să mai joace. Viitorul 2 fiind înscris atunci în Liga 3. Liga 3, Liga 3, da. Și mulți jucători au avut de suferit din cauza asta, fiindcă doar juniori joci nu era o competiție, să zici că... Uh-huh. Adică pentru noi, nu că sunt... Adică vreau să fiu modest, dar nu era ce trebuie pentru noi jucătorii care aspiram să urcăm mai sus, că... Na. Erau echipe de juniori care nu aveau posibilitatea să facă deplasările, care nu aveau un echipament. Băteați cu 13-0, am văzut 13-0, 13-0, adică nu prea era competiție. Nu era competiție și nu aveam unde să ne era foame. Da, să luați experiență. Exact, ne era foame să jucăm, să ne afirmăm. Adică noi când jucam, avea domnul Hagi o metodă, miercurea juca mereu cu echipa mare. Miercurea, depinde, când, amical, da. A, deci era meșcoală. Meșcoală, da. Ok. Și noi care eram mai mult pe partea de juniori, eram fericiți, entuziasmați că putem să facem chestia asta, că putem să demonstrăm ceva. Și după aia v-am zis, am pierdut. În amicalele astea cum erai? Că dacă erai Nu, deci la mine dacă căutați și găsim statistici, n-am. Deci să fac o paranteză și la FC Argeș, când am semnat într-un meci, jucam cu Liga 4 cu cineva după lângă, Pitești, am bătut 13 sau 14-0. Am dat 6 sau 7 goluri. Așa. Era Neemil Sândoi. Imediat am semnat, m-am dus la Ploiești, mi-am făcut bagajele, hai, vino. Da. Mi-a zis, prima etapă jucam cu Târgu Jiu sau cu cine... Viitorul. Nu, cu Viitorul Târgu Jiu. Da. Au fost o echipă înainte, pe la Hunedoara sau... Nu Hunedoara... Șirineasa. Și la și cu Șirineasa. Dar și a zis, bă, nu te iau, nu pot, că ai câteva zile, vorbim de meciul viitor. După ce dăduse 6 goluri. După atunci, eram adică veneam pregătit, veneam cu un ghiozdan de pregătiri și... moral, mă gândesc, nu? Moral, nu prea bine, că deja prinsesem la Chindia câteva meciuri. Da. Și reușisem să debutez cu FC Argeșu la Liga 2. Și de-abia atunci m-a luat așa puțin terenul și m-a dat puțin cu craci în sus când am văzut. Eu credeam, mamă, intru pe astea, le dau la ăștia două goluri, îl bucur pe domn profesor și gata. Așa, de unde? Când a început o presiune cu publicul, cu terenul greu, căldură, era o căldură infernală. Doamne, am zis, Doamne, ce unde sunt, ce fac? Greu. Greu, da. Lumea zice că e ușor fotbalul și cum se vede la televizor, că stai bă, că de ce n-a dat pas acolo sau de ce n-a făcut așa sau... Nu, dar când ești în teren, în primul rând că tu gândești, cred că la 50% din capacitatea ta mentală o gândești că, na, fiind presiune, ai câteva fracțiuni de secundă care și efort și... Efort acumulat cu oboseală, cu sete... Tocmai de aia trebuie să fii foarte bine pregătit fizic ca să ai mintea limpede tot timpul pe teren, să încerci să o ai măcar. Da. Și... Deci aici totuși recunoști, ți-a fost greu, adică a fost un moment cu fotbalul de Liga a doua. Da, dar chiar dacă aveam unu sau două sezoane de Liga 3 cu Viitorul, când am avut atunci Liga 3. Viitorul 2. Da, adică am avut câteva sezoane cu seniori. Da. Am jucat cu seniori, cu
Și tot a fost și un impact. Și tot a fost un impact, așa, în Liga a doua. Erau jucători cu experiență acolo. Uh-huh. Se cerea mult. Aveam 3 victorii din 3 nemici. Anul în care a promovat Chindia, da, atunci. Da. Deci anul ăla. Uh-huh. Când a promovat Chindia, erau așteptări mari de la noi. Trebuia să fac față. N-ai făcut. N-am făcut, da. Am intervenit niște chestii, să zic, un transfer așa, pe, să zic, pe ultima 100 de metri. Adică? Se vorbea când era Rapid în Liga 3, era tot asta cu under-ul. Așa. Erau și nevoie de jucători under 21. Exact. Erau chiar 2, cred că, la Liga 2 nevoie. Erau 3 la Liga 2, da, și la Liga 3 trebuiau 1 și 2 mai mici, ceva okay, de genul. Bun, da. Ce, nu mai știu exact acum. Și intervenise așa pe fir un zvon că să mă duc la Rapid. Așa. De la Chindia. De la Chindia, da. Am stat așa și am socotit-o în alea și am zis, băi, Rapid, echipă de tradiție, ce să fac? Aici văd că nu prea așa, mă duc acolo. Toate bune, mi-a reziliat și nu s-a mai răspuns la telefon. Nu vorbesc de conducerea care este acum la Rapid, că deci este cu totul altceva. Stai o secundă, deci s-a reziliat cu Chindia. Deci mi-a reziliat cu Chindia, da. Având promisiunea că vii la Rapid. Vorbe că, da, 99% vorbe, mă duc la Rapid. Da, cineva mi-a zis, vino că facem așa, că vino. Nu din conducerea actuală. Nu. Vechea conducere, vechea cine? Conducere, Murcă. Da. El? Da. Ah, el ți-a zis, da, vino încoace. Și antrenor Schumacher. Constantin Schumacher. Da. A vorbit tata cu domnul Burcă sau cu Schumacher, nu mai știu exact la telefon. Da. Și da, vino încoace, haide încoace. Erau vorbe de când eram în cantonament. Ok. Vino încoace, adu-l aici, că am nevoie, că știu eu ce au vorbit ei exact. Uh-huh. Și nu s-a mai concretizat nimic. Deci, stai puțin, tu ți-ai reziliat contractul cu Chindia? Da. Că aveai asigurarea de la Rapid că mergi acolo. Asigurarea aveam? Da, vină încoace. Da. Fă acolo că vină încoace. Adică ți-au spus, termină acolo și vină încoace. Da. Și când ai terminat acolo, ce s-a întâmplat? L-a sunat tata, era marți și joi, știu, sau joi sau vineri, să încheia perioada de transfer, okay, ceva de genul. Da. Și nu mai răspundea la telefon nimeni. Nu nici mai dădeam spună, de nimeni, hai că vedem, nimic. Deci niciun răspuns? Da, deci până și domnul președinte de la Chindia știa despre... Ghergu sau ce? Da, domnul Ghergu, Marcel, știa despre asta de la Rapid. Adică era conștient. Deci n-au răspuns deloc? Nu. Nici din ce știu eu, poate taică-miu o fi vorbit cu ei, dar eu am fost niște momente ale carierei care am preferat să nu mai vorbesc despre ele, fiindcă m-au făcut așa, m-au... Ăsta e unul. Da. Dureros. Unul dureros care nu știam. Oamenii nu s-au ținut de cuvânt, practic. Da. Nu, a rămas până la capăt, da, vino aici, orice ar fi, nu. Și da. Ce ai făcut în momentul ăla? Pentru că tu ai rămas în aer, nu? Am rămas, nu mai aveam echipă și l-a sunat tata pe domnul Dan Didiță, da, preparatorul fizic, să-i spună situația, să mai... Uh-huh. Una cu alta, okay, că ei au o relație foarte bună. Și atunci... Domnul profesor Didiță a zis, stați așa că vorbesc eu cu domnul Sândoi, îi propun, poate la ceva, ceva, la FC Argeș, da. Domnul Sândoi a fost de acord și am fost în amicalul ăla atunci. 6 goluri. Și am semnat. Da. Toate bune și frumoase, să zic, câteva săptămâni și acolo până s-au făcut iarăși câteva transferuri, jucători cu experiență. Și de atunci pot să spun că ăsta e cel mai dureros moment al carierei mele, așa, că la FC Argeș mi-am pierdut cariera acolo. De ce? Am jucat într-un an, am jucat 2 meciuri. Nu aveai unde să... Echipa a doua nu exista. Nu exista, nu? Aveam deja... Debutasem și pentru FC Argeș un meci cu Aerostar Bacău. Jucasem și în Cupa României și nu mai aveam voie să mă duc la altă echipă. Trebuia să mă întorc la Chindia. Ok, deci aveai deja 2 cluburi în sezon. Aveam 2 cluburi, da. În nici 2 luni, 3 luni. Și am stat, m-am chinuit, m-am... Plângeam, aveam și o problemă cu pubalgia atunci, că eram... În creștere. Nu, da, dar eram foarte așa. O zi făceam antrenament cu echipa, o zi făceam separat jucătorii care nu prindeam lotul. Un ziua în care nu prindeam lotul era măcel. Adică trebuia să suplinești ca și cum ai jucat 90 de minute. Da. Dar eu am făcut asta timp de luni bune. 7-8 luni bune. Acolo zic că a fost cea mai neagră perioadă care m-a făcut pe mine cumva să mă înclin spre direcția de a, de a renunța. Cumva că zic, bă, nu mai pot, adică nu văd capătul tunelului.
nu am cum să-l descoper. Adică nu am greșit cu nimic, n-am făcut nimic. Ca orice jucător. Și eu mai am momente, poate când, nu știu, nu am chef de antrenament, să dau, dar nu total. Cu alergătură, cu navete, știți cum e? Uh-huh. Că, na, mă duc la antrenament și văd că nu mai aia, zi de zi. La un moment dat zici, bă, dar vreau și eu să joc. Da. Vreau și eu să, nu știu, să mă simt bine, să mă simt în pielea mea, să pot să joc, să ajut cumva echipa asta, că de asta am venit aici. Da. Că dacă nu, nu veneam. Să-mi doi încerca cumva să-ți explice sau să vorbească cu tine? Nu. Nu? Nu. Niciodată nu am primit un răspuns. Dacă ar fi vorbit, așa, dar cum? Rece sau ce? Da, erau oarecum ca și cum nici... Mai eram eu cu încă un coleg. Da. Care cred că și el s-a lăsat acum de curând. Care eram în aer tot timpul. Adică, hai că azi prindea unul lotul, dar degeaba. Hai că unul rămânea acasă. Hai că etapa viitoare la fel. Erau 3-4 juniori care jucau constant. Dacă nu mă înșel, doi dintre ei s-au și retras. Nu știu sigur, așa, nu vreau, okay, să vorbesc, dar doi, da, dintre ei s-au retras. Care jucau meci de meci. Cu gafe, cu ce mai făceau, nu scotea nimeni. Indiferent, putea să fie... Dar de ce crezi că se întâmplă? Nu știu, azi? Aveam credere, erau mai mari, erau mai posturile. Eu aveam și concurență mare în față. Pe cine? Cu cine erai? Era Buhăiescu, așa? Buleică, care e la Dinamo, așa, da. Năstăsie, care e la Hermannstadt. Okay. Aveam concurență. Mai juca și Șerban, capitanul echipei care este acum. Mai juca și el pe sus, pe acolo. Dacă antrenorul ar fi vorbit cu tine, crezi că ai fi putut trece peste perioada asta mai ușor? Nu. Singurul lucru care mă putea face să trec peste perioada asta era să joc. Era să joc. Chiar dacă nu eram într-o stare psihică foarte bună, și foarte pregătit să fac chestia asta, ușor, ușor, cred că îmi reveneam. Adică, din moment ce începeam să joc, să am evoluții, să am reușite, să, și o pasă de 20 de metri, o diagonală, dacă o dădeam, mă simțeam bine. Un lucru mic, dar te-a, da, cărămidă, da, cu cărămidă, ca, da, să mă ridic înapoi la, cu moralul bun. Nu s-a întâmplat. Mi-aduc aminte, făceam antrenamente separat. Și antrenorii care făceam antrenamente separat, la un moment dat, după ce a plecat Neemil, au fost propuși principali. Să rămână, intermediar. Intermediar, da, până... Da. Promisiuni, că mamă, că joci, că facem, că dregem, că alea. Și când au trecut lacul, Mihalache, tribună, Mihalache, acasă, Mihalache, oriunde. Până n-am mai suportat și m-am dus la conducere și am zis, gata. În afară de faptul că uneori erai demotivat și nu, poate nu veneai cu 100% de ultimele, mai ales de ultimele 6 luni, așa am fost tot timpul, adică nu mă... Erai demotivat. Era un chin să mă duc la antrenament, vă spun sincer, o greutate, o povară. De ce? Că știam că nu mai pot să dau cu piciorul minge. Contează foarte mult la un jucător să aibă moral și încredere în el, că dacă nu... Știu, dar sunt foarte mulți jucători care stau pe bară, poate unii ani de zile și când intră și dau goluri. E istoria, da, fotbalului plină de ei. Exact, știi? Exact. Da. E greu. Dacă n-ai pe cineva să te ajute cumva din punctul ăsta de vedere, să ia, să vorbească cu tine, să-i vezi că îi pasă de tine și că vrea cu adevărat să reușești, da, singur, n-ai cum. Nu ai cum. Deci, practic, soluția era să pleci de acolo, de la Chindia. Da. Și ai plecat. Ai plecat unde de la ei? După Chindia am plecat la FC Argeș. După FC Argeș m-am antrenat puțin cu Petrolul Ploiești, da, când era, okay, în Liga a doua. Da. Era Nea Gigi Mulțescu antrenor. M-am antrenat puțin acolo, dar Nea Gigi, după ce a ratat promovarea anul ăla, a plecat. Și m-am dus la Nea Vivi, la Znagov. La fel, m-am pregătit cu Znagovul. Am zis că rămân acolo când erau deja ei... Cu Răchită. Cu Nea Vivi Răchită, da, da. M-am dus, am stat puțin acolo. Pregătirea, ce am făcut-o... Nu știu, de la supraîncărcare, de la antrenamentele pe care le făceam și așa, am făcut o mică ruptură, okay, fibrilară la, da, picior. Și când m-am dus să semnez cu Znagovul, nu erau condiții, nu erau, era greu rău de tot și cu naveta, la fel, iar naveta și acolo era zi de zi. Da. Bine, mai eram cu un băiat din era mai mulți din Ploiești care făceam naveta, dar contractul care mi s-a propus, am zis, bă, mai bine stau acasă. Nu știam nici... Cât?
Infim, nu pot să dau că... De ce? Că... 1500 de lei la Liga 2. Okay. 15 milioane. 15 milioane, da, cu navetă, cu ce mai na. Okay. Mai ești o nevoie de zi cu zi, să te mai duci la un antrenament, să mai... Okay. Mai ghetele erau 1000 de lei. Oh. Da. Și așa mai departe. Și am plecat, m-am dus la... Am zis că mă duc... Am stat puțin câteva... Cred că am stat 2-3 săptămâni iar pe bară. Și m-am dus la, la Metalul Buzău. Da. Acolo. Am zis că stau, mă antrenez, stau erau acolo. Liga... Liga 3, da. Liga 3. Au avut grijă de mine să mă recuperez. Chiar a fost ok. La început chiar a fost ok. Dar pe parcurs tot așa. Au fost niște momente și acolo care... Pot să zic că nu prea îmi plăceau așa mult. Adică? Uneori simțeam așa parte de neprofesionalism. Nu neapărat în antrenament, dar în afara lui. Nu puteam să... Nu mai puteam să mă focusez deloc. Adică? Era sinteticul greu, așa? Sinteticul ăla vechi care era la Buzău. Așa, îți okay. rupeau picioarele, mă dureau oasele, mă trezeam dimineața anchilozat de spate. Așa. Și iarnă, după ce am avut un tur de campionat ok și așa. Dacă nu mă înșel, eram și undeva sus, tot așa, începusem iar să am asta de la care, pe care o aveam la FC Argeș, de a mă lăsa. Tot timpul am avut ideea asta, de a te lăsa. De a mă lăsa, dar okay. am zis că nu mai, repet, nu mai găsesc capătul tunelului să ies la suprafață. În jur, cum era atmosfera? Colegii cum erau? Erau ok colegii, na... Câțiva care au jucat, să zic, poate decât Costică Ispir, care a jucat mai sus și știa fotbal. Da, da. Dar în rest, mai erau, eram tineri, eram copii, okay. jucători care au jucat pe la Liga 4, Liga 3, care aveau joburi. Uh-huh. Adică, na, un jucător care vrea să parcă performanță și vrea să ajungă sus, e greu să stai, sunt niște condiții care pur și simplu nu poți să faci față. Să zici, da, bă, stau aici, muncesc, da. Trag și mă duc acolo. E greu, greu. Dacă nu, v-am zis, și mă repet iar, un om important să-l ai în viața ta, să te sprijine și să te educe. Era tatăl tău, care a avut o carieră bună de profesionist în Liga 1. Da, o carieră bună, dar și el a avut câteva momente în care m-a încurajat să renunț, că a văzut ce este, da, a văzut ce este în fotbal și tot îmi zicea că nu se mai merită și ajung într-un final să-i dau dreptate, că, băi, sunt niște condiții, dacă nu e sus, hai să zic Liga 2 acum care te bați la promovare. Dă-mi niște exemple, condiții. Ce condiții? Deci teren prost mai există la Buzău. Da, să ai o bază de antrenament, să ai o sală de forță. Nu aveai sală, nu există. La Buzău aveam o sală de forță, era okay, o cameră, da, de un vestiar unde aveai câteva aparate și așa mai departe. Dar să ai un teren bun pe care să faci antrenament, să ai, nu știu, să-ți fie drag să te duci la antrenament, cum era la Steaua, te duceai de drag, făceai antrenament de drag la Steaua. Da. Aveai tot ce trebuie, de la vestiar până la echipament, până la toate condițiile existente în fotbal. Da. Pentru un club, eram Liga 3. Acum nu mai știu ce mai este și cum s-a mai făcut, dar atunci, pentru Liga 3, erau condiții care veneau echipe de Liga 1 să se antreneze acolo când aveau meci la București. Bun, aici sunt imagini de la Steaua, unde ai ajuns și ai și participat la promovarea echipei. Ai pus umărul, chiar ai dat gol în semifinala cu Ulmul, dacă nu știu. Da. Golul de 2-0 în meci. Dădusem și în tur. Un tur, dar mi l-a luat pe greșeală, dar zic că e ofsaid, dar n-a fost. Ok, cum a fost perioada de la Steaua? Părea un prilej bun de a-ți relansa cariera. Da. De ce ai zis? Că tot așa a venit ceva pe neașteptat, nu știu, erau schimbări de la 300 de milioane de grade la alte 300 de milioane de grade. Azi erai bine, mâine nu se știa dacă ești în lot. Azi erai anunțat, titular, erai anunțat nu știu ce, mâine nu se știe, adică când plecam de acasă, eu îmi luam și haine în ghiozdan să mă schimb în caz de nu prin lotul să plec înapoi. Așa. Adică era ceva nesigur, așa să zic. Poate că ceva în atitudinea ta îl făcea în unele momente să zică, bă, nu, astăzi nu, băiatul ăsta nu, că nu la e Steaua concentrat. Cu pregătirea și cu antrenamentele, n-am prea ce să-mi reproșez. Poate nu. De alte părți, da. Okay, dar la Steaua bun. Cu antrenamentele și mai ales perioada de pregătire și, na, că sunt meciurile pe YouTube, puteți să le vedeți, să vă dați seama.
Am zis într-adevăr că e o șansă care trebuie să profit de ea. Da. Am ajuns din greșeală la Steaua. Cum din greșeală? Eram în tren, veneam de la Bacău. Da. Fusesem pe la Aerostar câteva, o săptămână, două, să rămân la Aerostar la Liga a doua. Da. Și aveam o grilă de formare de la un club unde am fost eu la Liga a treia înainte de pandemie. Și a fost în pandemie... La Blejoi sau unde? Nu, la Balotești. Așa. Și a fost o perioadă în pandemie când noi din ianuarie până în, nu știu cât am avut contract, până în mai n-am luat niciun ban, să zic așa. Da. Și ca orice jucător român de fotbal, ce-am făcut? Mi-am băgat memoriu, nu? Și am câștigat. Da. Echipa respectivă trebuie să-mi ofere banii din contract. Da. Balotești. Balotești, da. Mi-a oferit și atunci eu aveam o grilă de formare. Aveam 20 de ani, 19, 20, 21 așa. De ani. E o grilă de asta de formare în care dacă până vrei la 21 să... de ani, fiecare club care contribuie exact. La creșterea ta primește o bucată de exact, de da. O sumă de transfer. Exact. Și atunci cei de la Balotești mi-au pus cumva piedică spre Aerostar. Ok. Mi-au pus piedică, trebuia să rămân acolo, deja am făcusem bagajele, adică trebuia să fiu acolo. Să plecăm în cantonament. Uh-huh. Eu nici n-am știut despre ce e vorba până la un amical, jucam cu Ceahlăul. Tot amical, da, jucam cu Ceahlăul. Și cu Suceava. Eram două echipe, făcuțe mister două echipe și jucam două meciuri. Unii la două, unii la patru. Și mă vine cu o oră înainte să plecăm, după la micul dejun și ce vezi că nu mergea, că nu se știe exact dacă rămâi. Că uite așa, că uite așa, că uite așa. Că nu știm dacă putem să te reînstimăm, okay. Dacă putem să... Eu știu să... Da. Poate să vii la noi. Și am zis ok. Atunci am început și eu să sun, să mă interesez despre ce este vorba, că nu știam da. În momentul de față okay. la ce să mă aștept. Adică nu uh-huh. știau ține nicio grilă, uh-huh. până n-are uh-huh. cum să fie erai gratis, să-și ceară da. Liga 3 pentru Liga 3. Adică, și neplătit și nimic. Da. Adică, da. Și am sunat și am zis că nu, că trebuie să ne dai toți banii înapoi, plus amenda, plus alea. Asta, grila era... valabilă doar dacă mergeai de la Liga 3 la Liga 3. Așa. Dacă mergeam de la Liga 3 la Liga 2. Da. Dacă mergeam de la Liga 3 la Liga 3, nu era niciun fel de problemă. Okay. Am plecat, nu s-a realizat nimic, am încercat toate soluțiile să achităm. Nu. N-au renunțat, n-au cei de la Aerostar nu erau așa siguri. Uh-huh. Am zis, iar nesiguranță, nu mai stau. Sunt și departe okay. de casă. Bun. Nu mai stau, plec. Și m-am urcat în tren. Și l-am sunat pe tata la un coleg de-al meu, Oprea. Domnul Oprea este antrenor, șef coordonator de antrenori prin Republica Moldova. Dănuț Oprea, da. Și l-am rugat să mă ajute. Eram eu și bagajul lângă mine. Și l-am rugat să mă ajute. Și l-a sunat pe domnul Daniel Oprița și cred că la prieteni, Oprea, Coprița, da, da, cu domnul Boștin, domnul da? Miu, okay, care mai da, sunt da, generația da. Mai veche. Și cred că la o jumătate de oră, 45 de minute, nu mai știu exact, dar cred că eu l-am sunat pe... Mi-a lăsat numărul lui și l-am sunat pe domnul Oprița, domnul profesor. Așa. Bună ziua, domnul profesor, sunt Cezar Mihalache, băiatul Norman. Ce faceți? Că bine, tu, zic, eu vin de la Bacău, mă treabă, te-ai antrenat, te-ai pregătit? Zic, da, am prins două săptămâni aici, unde am avut și niște teste clasice care se dau când te duci la o echipă. Cooper, Gacon, ce teste? Gaconul. Da, așa. Bipu, ce mai rău. Gândește-te că acum nu poți uh-huh. să padă până la genunchi în Moldova, la, îți dai la seama. Aerostar. Ok, da. Da. Bine, te aștept mâine la antrenament, îmi zice. Deci era, să zic, joi? Era, nu, era miercuri. Era totuși o pilă asta. Da, era am ajuns pilă, da, din greșeală, adică da. Un telefon uh-huh. al meu care m-a făcut să vorbesc cu băiatul. Adică pe o prietenie l-o da. Oprița cu Oprea. Da, da. Așa. Și... Mi-a pus o vorbă, m-am dus acolo, era luni, marți. Nu, încercam să le spun oameni că funcționează și chestia asta. Adică ajută mult, dar vine... Sistemul de relații... E ca și cum a fost impresarul meu. Ok. Adică e important să ai un om care să te propună. Da, să zică, înțeles. Bă, ia-l pe copilul ăsta, îl vezi 2, 3, 4 zile. Deci șeful școlii de antrenori de la Chișinău, cumva a fost da. Ad hoc impresarul tău. Da. Ia-l vezi dacă îți okay. place, îl oprești, dacă nu-ți place... Bun. Îl trimiți acasă, niciun fel de problemă. Okay, okay. Mi-a și zis că dacă faci față și ești cum trebuie și te pregătești și demonstrezi, rămâi. Dacă nu, bun. Eu n-am ce să fac, n-am cum să... Ai rămas. Și da, am ajuns să zic luni sau da? Marți la antrenament. Eram puțin plinuț. Ce aveam înseamnă? Câte kg în plus? O 6.
6-7 kg în plus. Mult. Dar tot timpul, toată care am avut probleme așa cu... Ce ai mâncat? Dar nu mănânc. 6 kg în plus. Nu, eram... Păi, am mai avut o perioadă de un an de zile în care, din pandemie, de pe când s-a oprit 17 martie, că știu data exact când s-a oprit campionatul, până pe 3 sau 4 februarie, ianuarie, când am plecat la Aerostar, eu tot timpul ăsta, eu doar m-am antrenat pe unde m-am apucat. Ba cu Astra, când era Astra, adică m-am antrenat pe unde m-am apucat, dar niciodată n-am fost sigur, n-am vrut să mai semnez, să mă arunc cu capul înainte, să mai semnez cu echipe și după aia să ajung iar în situația în care am fost la FC Argeș. Ok, să rămân blocat. Cu două cluburi în același an, da. Bun. Și am zis că mai bine stau. Era cu 6 kg în plus, ai ajuns la Steaua, da? Am ajuns la Steaua, m-a văzut domnul profesor că sunt puțin așa mai pufos. Plinuț, mai, mamă, ce facem? Eram și puțin supărat, am zis, mamă, vin acum, nu mă oprește, ce fac, iar mă las. Zic, dacă nu mai e chestia asta, gata, ajunge. Nu mai, am zis, nu mai pot să mai stau călător așa tot timpul. Dacă nu ar fi fost telefonul lui Oprea cu 6 kg în plus, dacă te vedea oprița, crezi că te oprea? Nu. Oarecum, dacă veneam, dacă mă vedea la prima întâlnire, dacă mă vedea la prima întâlnire. Nu crezi că te-ar fi cu 6 kg. Nu, decât dacă mă vedea așa și domnul era foarte strict cu... Bun. Cu aspectul și cu... Erau amenzi foarte drastice și foarte mari. Pentru kg în plus. Pentru un kg în plus. Adică erau... Era și foarte atent. Ți-a dat o perioadă. Băi, slăbești până la... Nu știu. Vă povestesc imediat cum a fost. Deci am ajuns luni sau marți. Cântarul l-am făcut înainte de meci. Eu am avut un meci cu Cluj când i-am și bătut 4-2. Amical. 4-1, amical. Da, 4-1. Am jucat prima repriză, am jucat bine și mi-a zis, fă-ți bagajele că intri în cantonament de luni. Și vine după meci la mine și îmi zice, dacă aveam 82 de kilograme, 983 de kilograme. Și vine și îmi zice, dacă nu vii cu 79 de kg luni, să nu te vin cantonament. Adică cu 4 kg. 4 kg. 4 kg. Și zic, ok. Vreau să zic, Costin, că weekendul ăla am stat numai în alergare și numai în înfometare și numai în închin, să zic. Deci mă întorceam după o parte pe alta, nu știam ce să mai fac. Când mă duceam până la toalete, făceam 10 flotări. Când mă întorceam, mai făceam 10. Ca să mai dai câte câteva grame jos. Am luat orașul, am luat când te-am în Ploiești atunci. Da? L-am luat la picior, am alergat 4 ore, 3-4 ore. Constant, am fost prin tot orașul. În alergare m-am plimbat în tot orașul. Da. Asta, zic, vineri după meci. Ok. Deci vineri după meci, timp de vineri, sâmbătă, duminică, am făcut același lucru. Ok. Și am mâncat, cred că, foarte puțin, spre nimic. Așa. Și ajung luni, la dimineață, toată lumea curioasă, mamă, ce-a făcut, cum a făcut. Da? Când te-ai simt pe cântar? Vine cu cântarul, pune jos, haide, dezbracă-te. Mă dezbrac. Când mă urc pe cântar, 77 de kilograme. Adică cu două mai deci, mult decât... Am dat 6 kg weekendul la jos. Wow. 6 kilograme. Wow. De-a zis domnul Boștenul, tata, dar ce-a făcut bă ăsta? S-a operat, ce-a făcut, s-a tăiat? Ce s-a întâmplat? Da. Ce-am vrut? Deci am zis că dacă vrei poți, dacă cu voință, am poți vrut să faci... tot timpul am putut. Okay. Am putut. Când am văzut că este interes și pentru mine, niciodată nu am refuzat. Interesant, pentru interesul că, persoanei respective. Știi, totuși că în viață realizezi și când nu e interes pentru tine, când atunci realizezi... demonstrezi cu adevărat că poți dar să nu... faci față lucrurilor. Când nu depinde de tine, fiindcă nu tu ales să intru, poate au fost momente la fel, când nu era interes față de mine și îmi doream să intru în teren. Da. Și stea la încălzire din minutul 25 până în minutul 93. Nu puteam să intru, să dovedesc. Da. Să venea să plâng, plângeam. Eram la încălzire, la colțul terenului și plângeam de nervi. Ziceam că nu se poate, nu e posibil. Serios, au fost multe. Nu la Steaua. Da. Okay. Bine, și la Steaua au la fost... Argeș, probabil, da, și la Steaua au fost niște momente frumoase, momente mai puțin frumoase. E vreun moment... din alea care au dus să-ți pui o piatră pe suflet și la Steaua, adică care au contribuit? Da, că nici acolo n-am înțeles de ce am fost înlăturat. Deci ai dat gol în semifinala cu Ulmu, ai intrat, ai dat gol, ai jucat și în turul finalei cu Afumați, după care n-ai mai fost în lot la după retur. După aia, la retur n-am fost în lot, De ce? Nu știu să vă zic de ce. Dat nicio da, nu mi-a dat nicio explicație. Nu aveai nicio problemă medicală, nimic? Nu, eram ok din toate punctele de vedere atunci. S-au luat că era, hai să zic, era avantajul de două goluri și s-au luat 3-4 fundași centrali în caz de...
siguranță. A, să nu primească gol, să poată bage fundaș. Să... Da, okay. De, da, și ne-a lăsat... Da, cam ăștia care ne-am prins... Te-ai simțit rău când, da, după da. Tur, după ce ai contribuit la semifinală? În... Da, stai seama că după gol, cu gol valabil, că practic Steaua da. În, barajul de, da. în barajul de promovare cu Ulmu, Steaua, dacă stăm să o luăm după ce analiza au făcut domnii, primul gol e offside la Ansiac, da, da. Golul 2 nu e penalti la, Chibri, la okay. Pacionel, singurul gol valabil e golul meu care nu e offside, da? În retur golul lui Pacionel nu e penalti iar, da. Și gol valabil golul meu. Deci practic două goluri ale mele a dus-o pe Steaua în finala de la baraj și poți da, să verifici interesant. Dacă vrei. Da. Înțelegi? Și ai mai dat și un gol la inaugurarea stadionului. Nu. Cum nu? Nu, este o greșeală a... Cui? Nu știu, a celor de acolo, este alt om, alt Cezar, de la... Deci stai puțin, stai să le spunem oamenilor. Pe net figurează așa. Da. Steaua OFK Belgrad 6-0, da. Meciul de inaugurare al noului stadion Ghencea, da. Pe care e o mare discuție acum, cine să joace acolo, cum să joace acolo. Da. Printre marcatori, Cezar Mihalache, tu, adică golul de 4-0 sau 5-0, nu mai știu care din ele. 5-0. Deci, practic, pentru cariera ta ar fi o mândrie, bă, am dat gol pe nou Ghencea la da. Deschidere, la inaugurare. Deci, nu ești deci tu a fost care un, a dat gol. Ăsta era un vis. Se pare că Dumnezeu a vrut ca eu să figurez pe lista aia, să, na, cine vede să zică că eu sunt. Deci, tu deci cei de la care se ocupă de știri acolo, probabil am rămas în mintea lor și au vrut să mă... ridice cu moralul la pământ, să mă ridice cu moralul la cer. Să vadă că, na, să nu uit că am fost puțin apreciat acolo. Așa. Am fost printre puțini jucători care am călcat pe nou Ghencea la început, când era el la inaugurare. Am făcut un quiz de la de jocuri cu Pacionel. Ok. Și abia așteptam, eram nerăbdător să joc. Să dar ai jucat în meci, nu? Sau nici atunci măcar n-ai nu jucat? Mai eram la Steaua atunci. Eram, nici nu știu dacă aveam... A, deci tu deci, nu mai erai la Steaua la meciul de inaugurare? Nu, eu plecasem exact cu o săptămână înainte de începerea antrenamentelor și așa, am primit un mesaj pe WhatsApp de la cineva din conducere că domnul Daniel nu se mai bazează pe tine. Așa? Te rog, ai plecat? Da, n-am stat să mai întreb cum, în ce fel, niciodată, la nicio echipă unde am fost, n-am stat să mai pun întrebări. Ce ai simțit când ai văzut că și de aici pleci? Atunci a fost... Adică echipa promovase, era echipa o altă promovase, șansă, era da. Stadionul, erau suporterii care da. Pe mine m-au cucerit, m-au... Adică mă simțeam bine când da. Cântau, chiar dacă i-am prins foarte puțin pe finalurile de, de meciuri, cu bucuria de la promovare. Atunci pot să zic că a fost cel mai frumos moment de la Steaua, când am coborât din autocar și erau cu miile în stradă la Ghencea, așteptându-ne și ne bucurăm împreună. După aia a fost așa, ca o piatră picată așa din cer, la fel, să mă trezesc de fapt că tot ce a fost până acum a fost un vis, adică simțeam că n-a fost nimic real, că am dormit și că acum m-am trezit din vis, după 4, 5, 6 luni cât am stat acolo. Am zis, stai cu ea iar de la capăt. Deja eram iar în dubii ce fac, cum fac, voiam să mă las definitiv atunci. Da. Și m-a sunat de la Blejoi, de la echipa noastră, echipa de Liga 3, echipa de Liga 3 da, să mă duc acolo. De acolo e tatăl tău, nu? Sau cum? Nu. A fost antrenor acolo, okay. Da. A fost antrenor acolo. Și am zis, mă duc, mă, ce poate? Nici acolo n-ai rămas ce decât? Na, acolo n-am mai, după Steaua, să zic că mă... Nu mai erai motivat, nu mai erai ce se întâmpla. Da, nu mai... Nu-ți mai trebuia fotbal. Nu mai aveai chef de fapt. Da, exact. Adică de la ce condiții erau la Steaua, m-a ajuns la Blejoi. Nu mai simțeam profesionalism. M-am dus să joc. Asta era principalul obiectiv al meu, să joc. Și când am văzut, de fapt, cum stă treaba și cu echipele de județ, nu pot să zic că nu, oamenii sunt profesionaliști, își fac treaba și fac fiecare cum, dar majoritatea colegilor mei lucrau, făceam două antrenamente pe săptămână, nu era chiar... Era semi-profesionist, da, de fapt. Da, semi-profesionist și... Era greu să mai... Da, cu atât mai mult ai fi putut acolo să dai multe goluri și degeaba, să... Degeaba, nu mai credeam. Degeaba. Deci, practic, tu erai pierdut din momentul ăla. Da, pentru... de la
Deci talentul meu pur și simplu și speranța mea a început așa să macine pe unde am fost câte puțin, câte puțin, câte puțin, câte mi puțin, se pare totuși puțin. Că ai renunțat foarte ușor peste tot. Nu, nu te judeci, da, dar da, așa nu. Îmi dă senzația, asta îmi dai senzația. Da. Că n-ai avut răutatea, bă, când lucrurile sunt rele, atunci rămân și atunci mă lupt să demonstrez că sunt lucrurile bune pentru mine, pot fi bune. Nu știu, da, asta văd eu din exterior. Asta este o mare problemă, mă culcam tot timpul pe ureche că... Eu știu, dacă nu dormeam o noapte și a doua zi aveam meci, era mai bun decât dacă dormeam. Asta a fost tot timpul atul meu și pregătirea și... Adică orice făceam, puteam să mă odihnesc, puteam... Eram proaspăt, eram focusat, puteam să mă focusez, să trec peste ușor, să trec ușor peste lucrurile grele. Dar oamenii din jurul meu și antrenorii pe care am avut n-au înțeles chestia asta și mă supuneau la niște tratamente dure, să zic așa, adică... Da, ori la orice jucător îi place, zi-mi tu un jucător, Costin, că știi atâți, care nu-i place să meargă și el, să mănânce ceva în oraș, să meargă la un club în timpul liber, okay. Să, nu știu, să se distreze, să bea un șpriț, să zic așa. Așa. Și am fost judecat de multe ori din cauza asta, că, vezi, domne, pierd nopțile, că... De unde știau că... Da, erau, dai seama, când ai... Da, ales, pe la oamenii și după la tine prin oraș, na, te știe toată lumea că ai fost pe acolo, okay. Și s-auzea imediat vorba că ăla a fost, ăla a făcut. Asta fost la... La Blejoi. La Blejoi. Da. Bine, nici tatuajele tale nu cred că te ajută în astfel după, de condiții, după nu? Steaua, după Steaua, după Steaua, după ce am plecat de la Steaua. Fost o revoltă? Ce? De ce? Nu, dar așa am simțit. Am zis, bă, dacă tot mă judecă lumea pentru chestia asta, ia să... Ce scrie? Hope aici, hope nu? Și speranță heart. Și... Da, muncă. Aha, okay. De speranță și muncă. Că astea m-au caracterizat tot timpul, că okay. Singur să am și eu noroc să, nu știu, să... Și numărul 17? 17 și 13, da. De ce? 17 numărul meu norocos și 13, cum zice toată lumea, că 13 cu ghinion, 13, eu l-am luat invers. Voi să demonstrez că da, e... Da, că e invers. M-a trăgea pe aici? Aici am un vultur. Așa? Un vultur. Da. Mai mult, pe piept, da, pe piept. De ce ai simțit nevoia să faci așa chestia? Am zis, că stă mai bine. Că să devină mai dur, mai... Nu mai dur, nu neapărat mai dur, dar mai simt așa, că să-mi scriu ceva ce mă reprezintă pe mine. Ok. Pe corp, să rămână ceva. Uh-huh. Adică să mă uit pe mână și să-mi dau seama că aici, în punctul ăsta, am fost atunci și mi-a plăcut okay. Și... E un fel de harta vieții tale. Ceva de acolo. Genul, da, care okay. Urmează să o, s-o fac. Definitivezi. Da. Bun, cum te-ai lăsat? Pentru că înțeleg că nu a fost ultima experiență la Blejoi. Nu. M-am mutat la București, imediat după Blejoi, să zic, la câteva luni, o lună, două. Și m-am fost la să vorbesc cu la Popești, la Popești Ordeni. Ordeni. La Liga a treia. Liga a treia. Nou Liga a treia. Liga a treia. OK. Mister, un om deosebit și vreau să-i mulțumesc pentru această Stan Valentin Ivan. Da, Valentin. Așa. Cu domnul președinte, niște oameni, pot să zic, de nota 10. Așa. M-au primit atunci, m-au ajutat, m-au... În fine, da. M-au luat în nucleul lor de pregătire. Da. Neavând să știu ce se va urma, iar viața m-a lovit și de data asta, prin rugăciunile care le făceam aproape în fiecare seară, mă rugam, Doamne, arată-mi calea, îndrumă-mă. Tatăl tău foarte credincios, trebuie să le spun oamenilor, pentru că tot timpul când era fotbalist spunea cu voia lui Dumnezeu și a Maicii Domnului. Da, el a avut și are în continuare o credință puternică și așa. Cam asta l-a făcut să se debaraseze de toate viciile astea și tot ce e mai rău pe lumea asta. Gen, el e cu călătoriile lui, cu munca lui, cu... Adică nu mai are treabă cu fotbalul decât ce e antrenor acolo la Liga 4 la noi, acolo la okay, Cornu. Da. Atât, dar în rest, nu, la fotbal, să mai se ducă, să mai joace, să mai... Nu vrea okay, să mai audă. Asta e poză cu tatăl tău, pentru cei care îl mai țin minte pe Norman Mihalache, atacantul care dădea goluri Stelei și încurca pe Steaua. Știi, ca să sărim un pic, facem o pauză, o paranteză de la subiectul de... Ăsta e Stanciu, cred că de la... Stanciu de la Rapid era lângă capitan. Uite, cu dragoste pentru... Lori și Cezar. Tu... Da. Incredibil, deci uite. Copiii, nu? Nu. Soția și... Fosta soție și... Fosta soție eu. Și tu. Da. Wow. La un moment dat, George Becker... Deci el a dat două goluri, să le spunem, într-un Astra Steaua 3-0. 2001.
la noi, la Ploiești. Exact. 3-0 pentru Astra a fost, iar Becali ulterior a declarat că i-a dat bani tatălui tău să trucheze meciul și că tatăl tău, de fapt, a dat două goluri și că din momentul ăla n-a mai avut încredere nimeni. Două goluri și o pasă de gol. Da, nu știu, sincer, am avut la un moment dat. În casă, cum a fost episodul ăsta văzut? Am aflat de la bunicul meu chestia asta. Da? Și nu știam ce să zic atunci. Adică, na, mă gândeam, bă, nu știu dacă a făcut și am avut odată tendința de a-l întreba, dar mi-a recunoscut și îl cunosc foarte bine pe tatăl meu și știu când minte și când nu minte. Și mi-a zis că n-a luat absolut niciun ban la domnul Becali și că doar zvonuri, că erau niște vorbe, că erau în fine, care ce se făcea atunci. Dar el mi-a zis, eu vă spun ce mi-a zis, că nu a luat niciun ban de la domnul Becali. A dat gol de la 30 de metri. I-a dat lui Martin Tudor. Da. Și după aia a mai dat un gol pentru Petrolul Ungheni, 1-0 pentru Petrolul. Da. Deci nașul stelului Becali, de la începutul erei Becali, da. Da. Nu, era mic, el s-a lăsat de vreme, cred că în 2003-2004, după Cipru. Deci nu l-ai prins, practic, nu-l știi jucând, nu-l... Nu l-am văzut, gen, să conștientizez ce joacă sau cum joacă, nu. Dar și el a fost măcinat tot așa de accidentări, ambii genunchi rupți. Ok. Deci n-a putut să mai joace, nu mai putea să mai joace. Bun, spuneai că te-a lovit din nou viața aici, în ultimul episod. Da. Leordeni. Începusem să joc da. La Popești, după câteva etape, 4-5 etape în care m-am pregătit, m-am antrenat să-mi revin, să pot să fac față, am început să joc. Final de play-off, am început să joc. Și la barajul cu Progresul Spartac, în meciul tur. De promovare. De promovare. Ai jucat 90 de minute în meciul tur. Scrie pe... În meciul tur cu Progresul Spartac, în prima repriză, în ultima fază, da? Un duel aerian, nu știu, îl câștig și ieșea minge în aut. Și în momentul ăla, terenul era puțin ud și tare. Deci era ciment cu iarba udă. Da. Și n-aveam ghete... cu fier, filet. Aveam turnate. Eu tot timpul mi-a plăcut să joc în turnate. Nu prea am folosit filetul mai niciodată. Nu mă simțeam confortabil. Și mi-a fugit piciorul stânga-dreapta și aia a fost. Ruptură de colateral, tot menisc, tot. Ok. Menisc tot. A fost imediat, am zis, puteam să merg, adică nu a fost cum am văzut la alți colegi, că nu poate să... Se umflase puțin, dar de la... Dai seama, de la... S-au rupt fibre, s-au rupt alea pe acolo, s-au umflase, mă duc la remene, să fac remeneu, am făcut remeneu și era din ce în ce mai bine, speram că nu e, că e doar o întindere, că e doar ceva minor, că... Da. Înțelegi? După aia, dacă nu am stat, să zic, cam o lună, până că eu nu știam dacă mă anunță cei de la Popești, dacă trebuie să mă interesez, eu la fel, eram în aer total, adică nu mai eram... Nu mai știam nimic, nu mai conștientizam nimic, nu mai mă interesa de nimic, eram pur și simplu, vreau doar să stau pitit, ascuns, să nu mă vadă nimeni. Speram foarte mult, mă consumam foarte mult și îmi doream doar așa să treacă timpul. Într-o depresie am senzația. Da, nu prea credeam în depresie, dar de vreau să... De depresie? Nu cred, fiindcă gândul nu prea poate să-l controleze pe om decât dacă este foarte slab, atât. Ok. Înțelegi? Și... O să zic așa că îmi doream să nu văd pe nimeni, că prinsesem așa, oarecum, ură pe ceea ce poate să mi se întâmple mie. Adică ură pe? Pe soartă, pe ce drum merg eu. De ce nu? De ce? Te rugai totuși la Dumnezeu și prinsesești totuși ură pe soartă. Și ură pe ce să soartă, pe ce mi se poate întâmpla. Un credincios spune că Dumnezeu îi dă tot ca să ducă... Da, aveam tot așa niște întrebam, Doamne, de ce mie? De ce numai mie? De ce îmi dai asta? De ce mă faci? Că ziua că mi-a rupt piciorul, a murit și bunica mea, străbunica. În aceea zi dimineață, Dumnezeu să odihnească. Mulțumesc frumos. Și... Mă întrebam de ce, de ce, de ce, de ce, cum, în ce fel, ce am greșit, ce, ajută-mă, fă-mă, drege-mă, dar nu mai pot. Nu mai, ce se întâmplă, care mi-e drumul? Și atunci am înțeles că, bă, până la urmă, cred că ăsta a fost drumul. Mi-a răspuns la rugăciunile pe care tot le ceream, să-mi dea un răspuns. Practic, ți-a oprit drumul sport, crezi? Drumul sport... Era, practic, visul tău ăsta, până la urmă. Și încă este. Asta aici am vrut să ajung. Da? La momentul potrivit o să revin.
Să joci fotbal? Da. Serios? Da. Ce faci pentru asta ca să revii? Că, în mod normal, un fotbalist ca să vrea să revină, dacă are visul ăsta și dorința asta să revină, când trage să mă simt, zi de zi pentru chestia asta. Când o să mă simt pregătit, în primul rând, sufletește și în păcat, atunci o să mă și operez, trebuie să mă operez la genunchi, okay, că nu m-am operat. Da. Și sper ca viața să mă tăvălească acum, să-mi arate de fapt cum e, să mă pună într-o situație în care să stau, ți-am zis, să muncesc cu orele în șir, în picioare. Cum arată o zi din viața ta în momentul ăsta și cum ai ajuns aici? Singur. Să faci chestia asta? Singur. Cum? M-am bătut de la ușă în ușă, așa, până m-am găsit un loc. Nu m-a dus nimeni, nu m-a ajutat nimeni. Vreau și eu să încep aici. Da, vreau și eu să încep, vreau să învăț, vreau să... Și cum arată o zi din viața ta? Deci te duci dimineața... Dimineața la, să zic, 8:30 plec de acasă. Da. La 9:10, fără un sfert, sunt la restaurant. Da. La 10 începe curățenia până pe la 12:30, 13. Ok. Și de la 13 numere orele până seara pe la 12:01. Când închide. Atunci ești ajutor de chelner sau ce ești? Da. Un tot fel de băiat bun la toate. Exact, în momentul exact. Ăsta. Da. Uh-huh. Mă ajut pe toată lumea. Cum are, el are nevoie, el are nevoie. Uh-huh. Ce se poate face ca nu să... Nu e o viață care îți place. Nu, dar n-am ce să fac. Câștigi? Da, să câștigă destul de bine. Asta e singurul avantaj în toată chestia asta. Câștigi foarte bine. Nu știu, într-o lună bună cât poți câștiga aici? Într-o lună bună pot câștiga... Într-o săptămână aici fac cât făceam în două luni la Popești. Într-o săptămână. Adică 30 de milioane. Poate și mai bine, să zic. Într-o săptămână. Da. Okay. Atunci, poate că ăsta e calea aici. Să crești aici și să câștigi mai mulți bani într-o săptămână decât faci acum. Nu e calea care să zici că mă bucură sau mă fericește cumva. N-am cum să zic chestia asta. Când vezi oameni din fotbal, că e un restaurant pe care... Vine toată lumea. Lucescu, vin o grămadă de oameni. Domnul Răzvan, da, chiar l-am și servit. Da? Domnul Mihai Lucescu, Stoica. Lucescu, Răzvan, nu? Da. Nu i-ai spus că sunt fotbal. Nu. Domnul Mihai Stoica știa că sunt băiatul lui Dragoș. Da? Știa, când eram în vară, în vară eram pe terasă, pe acolo stăteam și vine domnul Mihai Stoica cu soția, cu fiica dânsului și din vorbă în vorbă așa, că știți că sunt băiatul lui Norman, când auziți a lăsat la mine la față, al lui Norman? Știa pe cât e născut, știa tot. Incredibil, da. Știa tot despre ce face. Da, că a și jucat la Galați și cred că l-a și avut președinte la Galați. Da, la Galați, da. Și mulți, domnul Danșu, cu toată, să zic, toată spuma fotbalului, acolo, da. Domnul Dinu Gheorghe? Domnul Dinu nu l-a văzut. Nu mai vine, că are niște datorii acolo, înțeleg. Chiar nu știu. Așa. Domnul profesor Adrian Mutu l-a fost... Domnul profesor, îi spui la Adrian Mutu, domn profesor? Este profesor, antrenor, respectul față de dânsul. Nu pot să vorbesc la perto cu dumnealui. Și mulți oameni de afaceri, oameni... Și din fotbal, așa mi-e drag, mai și jucători și... Da? Da, vin și jucători și oameni importanți din România și artiști și actori și comedianți și tiktokeri și toată lumea. De toată România. Bună, nu? Da, așa, bună. Okay. Bună. Uite, o viață totuși pe care nu aveai până acum. Jucai la Buzău, la Brejoi, la... E o plăcere, o plăcere că vezi și tu, mai stai pe lângă masă pe acolo, mai auzi niște discuții despre viața lor, despre vacanțe, despre astea. Nu tragi cu urechea, vezi trebuie să fii discret. Nu, dar auzi, că fiind salonul, mai ales fiind micuț, că acum este fric și nu se poate sta pe terasă, în salon, auzi altfel, știi? Fără involuntar, dacă stai cu mine la spate și aștepți să zică cineva ceva, auzi involuntar, că Și mai auzi așa câte una alta și o nebunie pe care ai auzit-o, dar nu dăm nume, nu nimic. Deci nu, ca să nu zică lumea că mi-a zis de ăla. O drăcie pe care ai auzit-o, care e o chestie de viață până la urmă, o experiență de viață. Da, lumea nu prea vorbește drăcii, lumea vine să vorbească despre bani, ceva mulți. Care ți-a atras atenția. Fără nume, atenție, deci e convenția noastră, nu dă niciun nume. Ceva ce mi s-a părut, o persoană. Da, nu dăm nume. Nu dăm nume. Da. Era atât de supărat și atât de amar în suflet că își construiește acolo al șaselea bloc și că n-are nu știu câte apartamente și are cu câteva mai puțin. Și eu eram și eu steam așa și mă uitam și mă gândeam, eu stau 17-18 ore în picioare pe aici și domnul îi supăra că
nu ies apartamentele, nu ies apartamentele la șase blocuri, la șaselea bloc. Și ziceam, Doamne, dacă asta e viața pe care mi-ai dat totul să rămână, ce să fac? Și multe deci, chestii. În continuare te rogi, te rogi acum seara, în perioada asta vieții tale, ce-i cere Dumnezeu? Să mă ducă pe calea cea mai bună și cea mai benefică mie. Adică să mă ajute să iau cele mai bune decizii, că decizii proaste am luat la viața mea de m-am săturat de ele. O decizie proastă este să te întorci în fotbal. Asta simt să fac. De ce să spun? Că asta, cu asta, am vrut să, de ani. Asta am vrut să, când am venit aici, primul cuvânt care am vrut să zic, asta simt. Adică am o neîmplinire, așa, ceva care nu mă lasă, gen, bă, nu ăsta e sfârșitul tău, n-are cum să fie ăsta sfârșitul tău, e imposibil. Să știi că toți fotbaliștii tineri care se retrag de vreme au chestia asta, au regrete. Și trebuie să se, să se împace cu gândul ăsta. Gen, nu pot să mă obișnuiesc cu ideea că până la urmă am 23 de ani și ce fac? Și fotbalul s-a terminat. Și fotbalul e gata, adică mă uit pe el, la el doar la televizor. Te mai uiți la televizor? Mă uit, da, mă uit, place? Constant. Când îți vezi colegii, îl vezi pe Coman, uite, aseara a dat pasă de gol, cum te simți? Dai seama când, cum, voiam să fiu și eu acolo, mai ales că am jucat afară cu FCSB, un mixt între, un mixt unde s-a unit viitorul, deci viitorul. Cine a dat seara? Deci a fost Coman? Coman, Radu Slăvescu. Radu Slăvescu, mă rog, toți, așa. Care au fost crescuți și nu mai pun Farul, care sunt majoritatea crescuți de academie și care erau, în afară de câțiva care nu erau când eram eu acolo, erau mult prea mici, care nu erau atât. Înțelegi acum. Cine era mic așa și pe care l-ai în minte, ți-l aduce aminte? Luis Munteanu, la fel. Era un copil bun, calități extraordinare, execuții extraordinare, dar era așa el, în lumea lui, n-avea nicio treabă. Luis, Sârbu. Sârbu nu prea ieși lui Hagi cu Sârbu în ultimele două meciuri. Cum l-a băgat, rău a fost. Copil, dai seama, e mic. A greșit cu CFR tot. Aseară a greșit. Presiunea pe el, nu e ușor să ai 2003 cred că e născut. Greu, îți dai seama, și mult, și uite, și Borza. Pe Borza am dat piept în piept în play-off la Liga 3, am jucat pe Peștiu cu Viitorul, Farul. Da. Și am jucat, am fost în aceeași grupă. Mamă, ziceau 2005, că bă, vedeți așa, că acolo e de mâncat, că e copilii alea. Mamă, și când a venit Borza al meu, de era atât, 2005. Și așa picioarele zic, bă, cine e ăsta? Ce i-a dat ăsta să mănânce? Că și eram și noi, îți dai seama? Da. Mai așa, da, el e ceva, wow! Da. 2005, născut, gândește-te. 16, 17 ani, să faci fizicul ăla și execuțiile. Și dacă ți-aduce aminte ce gol a dat cu Craiova, cu stângul. Nu e ușor. Adică ceva le face. Da. Înțelegi? Da. Și să revin iar la chestia asta. Copiii care sunt acolo la Viitorul și joacă, au avut beneficiu de a juca la Liga 3-a. La echipa a doua. La echipa a doua. Dar acum e din nou. Acum este din nou. Deci la un an sau doi ani după ce a desființat-o atunci, după ce am terminat noi și așa și așa, a reînființat-o. Înțelegi? Și contează foarte mult. Că și la Liga 3 acum, dacă te uiți, sunt jucători cu experiență. Jucători care vin, au un job stabil și mai vin la fotbal să joace de plăcere. Înțelegi? Și contează foarte mult la o echipă de asta să ai un satelit bun. Să-l înscrii în competiții, într-o serie bună, să... Nu știu, să știi să-ți promovezi. Că vezi că Mister are afară jucători vânduți cât toată România la un loc. Înțelegi? Da, dar niciunul nu a reușit sus. Acolo nu mai ține de el. El și-a făcut datoria și obligația. Oare nu e ceva în ADN-ul fotbalistului trimis afară care nu funcționează? Nu e, că eu zic că ce vezi la Viitorul cu Mister, nu înveți la nicio echipă din România. Okay. Înveți taina, înveți cartea. Pagină cu pagină. Înțelegi? Cum să stai, cum să pleci. A fost vreodată la un antrenament? Adică l-ai avut? Să da, și m-am întâlnat cu el și am cochetat, așa să zic. N-am fost așa des, dar am cochetat cu ei, să zic, și îl urmăream de aproape. Omul mânca fotbal pe pâine, adică zi de zi. Da, și copii pe pâine, înțeleg, că foarte pretențioși. Foarte pretențioși. Dur, așa, aspru. Ei, are și el un nume, Costin, trebuie să se respecte. Și ce are un nume? Poate că frica asta pe care o induce unor fotbaliști, poate are că asta îi blochează la un moment dat. Nu cred că inspiră o frică sau inspiră, într-adevăr, că e o, să zic, o teroare psihică să-l suporți, dar știi că merită, adică știi că nu te învață rău sau știi că nu te... Povestește-mi ceva din perioada Viitorul, de care ți-aduce aminte așa, cu un zâmbet pe buze, nu știu, o întâmplare, ceva din perioada aia. Au fost multe, Costin, și la Viitorul, când mai ales câștigam tot pe bandă rulantă,
eram cei mai titrați tineri sportivi din, să zic, când am jucat cu Porto în League, din, să zic, din Europa. Înțelegi? Și toată lumea vorbea frumos la adresa noastră și multe echipe începuseră deja să ne caute de atunci. Na, fiind, ți-am zis, 98-99 fiind o generație bună, toată lumea se întreba de jucători. Bă, ăla, și erau jucători buni, care vezi tu că unii din ei au, chiar dacă nu au avut momente în care n-au dat randament și n-au arătat, acum joacă, uite, cum, de exemplu, Drăguș. A fost cel mai bun om al lui Standard Liege sezonul trecut, acum s-a dus la Genoa. Mățan o să-și revină și el a avut și... Crezi că își mai revine Mățan? Da. Am încredere în el, că e un talent care... Eu îl cunosc, am crescut de mic cu el. Dorbeam în același pat, să zic. Da. Eram foarte apropiați. Și... Cu Ciobanu ce crezi că se întâmplă? E într-o scădere mare. Ciobanu. Ciobanu e un jucător care trebuie lăsat în pace. Adică nu trebuie tăcănit la cap. Nu trebuie bătut la cap? Nu, trebuie, da, bătut să-l pui prea multe sarcini. Dar trebuie să, nu? Da, dar Costin, sunt jucători care le place autoritatea și jucători care dacă îi lași în pace și să-și vadă de treaba lor și îi lași pe ei să ia singurii decizia, cum e mai bine pentru ei, dă mai mult randament, înțelegi? Ciobanu e un jucător tot așa de calitate, bun, tehnic, execuții, care nu cred că e jucător în Liga 1 să lovească mingea cum o lovește el. Poate câțiva, poate câțiva. Și ai văzut ce goluri dădea și cum, ce lovituri libere. Și am încredere în el că o să-și revină. Trece timpul Cezar. Acum depinde și de mister, dacă are încredere în el sau... Acum e mister, nu mai e domn profesor. Domn profesor, mister, oarecum, același lucru. Nici nu mai știi că în unul trebuie să-i spui domn profesor. Da, la câți, câți antrenori am avut, mister, domn profesor, coach. Ce zicește cel mai mult din fotbal? Cel mai mult? Da. Bucuria golului. Bucuria golului, să fiu obosit după un meci bun, să o recuperare, un, să zic așa, un, ceva... care te face așa să te simți, să te urci în mașină, stai în mașină și să te gândești, Doamne, ce bine a fost azi. Cum am simțit, da, când am dat golul ăla cu Olmu, nu neapărat că era un gol de Champions League sau, bă, dar eram bucuros că, na, am reușit să dau gol. Da. Înțelegi? Să sparg gheața cumva și să demonstrez că ar trebui să rămân și eu aici, să lupt în continuare cu echipa asta. Că dacă te-ai uitat, câțiva am plecat, 3-4... jucătorii am plecat în perioada aia și s-au adus alți 3-4 care i-a dat afară după 2-3 luni. Deci, se pare că n-a fost Te mai întreb ceva, ne mai amuzăm acum, că ai ieșit din fotbal, tu vrei să te mai întorci? Aș vrea. Să-ți iasă cum vrei deci tu. Deci eu aș vrea să mă eu întorc. Eu nu surăz nimic, dar vreau să te întreb, cum se mai pariază prin fotbalul românesc? De pariat mai greu, nu prea... Da, se pariază. Stai seama că oricine vrea să câștige. Aproape în fiecare vestiar în care ai fost, vedeai ceva. Da, dar oamenii, nu la Liga 2 și la Liga 1, la Viitorul, nu. Păi la Liga 3, da, mai, să zici că mai 1, 2, 3, 4, mai se jucau. Dar oamenii aveau joburi, aveau, adică nu erau oarecum ei trăiau din fotbal sau ceva de genul. Se pariază peste tot. Așa este. Și toată lumea, da, poate să zică cineva aseară, că mă îți zică nașul cu Fino aseară, 3-2, 2-2, dar nu îi cred în așa ceva, că n-ai cum să le faci atât de perfecte. Înțelegi? E imposibil să faci așa ceva. Nu ai cum să faci. E greu. Trebuie deci să... a fost un 5-2 între nașul și Fino, aduți aminte? Da, da, atunci au cu... care au fost. Dar acum nu, la mai ales ce aparaturi și ce... softuri sunt de azi de a te detecta dacă joci la pariuri, e foarte... Nu e chiar așa, stai liniștit, că nu e chiar așa. E foarte, eu zic că e foarte greu, mai ales la noi în campionat, că faci, nu știu, uite, cu altcineva. Uite, doi jucători de la Viitorul, îi știu eu, care pariau, unul a și fost prins, Văduț, și mai știu unul, încă nu-i dau numele, dar tot așa e înrăit pariuri și nu-i detectează nimeni. Pe Văduț l-au prins că a venit fosta lui prietenă și a zis, băiatul ăsta paria. Și la, cum se spune în fotbal, l-a dat în gât. Știi care e ideea? Și cu pariatul ăsta, nu știu cum îl văd mulți, dar cazul Văduț. Păi Văduț n-a jucat contra lui. Văduț n-a jucat că ia, nu știu, ce se poate lua ca să câștigi la pariuri tu pe mâna ta. Da. Înțeleg? Da. Văduț a parat pe victoria echipei lui.
Da. Poate pe el îl motiva chestia aia să joace bine, să dea gol, da, să iasă mai. Nu poți să știi cum gândește fiecare, uh-huh. Înțelegi? Și ți-am zis, nu știu, e treaba lor fiecare cu deciziile pe care și le ia, să-și asume, înțelegi? Și băiatul ăla de la Forța Buzău, la fel, n-am mai auzit nimic de el, cred că s-a lăsat și el. Care? De la prins cu pariurile, cu... La era la Buzău. Ok, el. A, tot așa, cu prietena care l-a lângă. Da. Adică poate să se norocească cariera, să spună pată pe carieră pentru 3 lei, 5 lei cât câștigi. Corect, sunt de acord cu tine. Povestește-mă în final o anecdotă din cariera ta. Ceva, un moment amuzant de care ți-aduce aminte. Pe care îl poți povesti, evident. Moment amuzant. Moment amuzant și plăcut în același timp. Adică da. Feeling-ul pe care... Îl am eu acum. Da, e bun. Și ce îmi spune e cum fenteam noi școala când eram la Viitorul. Cum? Da. Hai să vedem. Dai seama, erai acolo, erai într-o... Erați înscris la un liceu, nu? Da, la... Nu mai știu cum Podaru. Se cheamă. Ion Podaru. Așa, în Ion Podaru. Da. Și dai seama, ne trezeam, puneam ceasurile să... Ce clasă erați? Clasa 9, a 10, a 11, a 12. Liceu, adică. 3 ani, 3 ani de zile am făcut școala fără să mă uit așa, mă gândesc că acum nu mai mi-am aducat aminte nimic din școală decât cum ne lăsa autocarul pe partea dreaptă. Ne uitram în liceu să plece, să se întoarcă autocarul să plece și noi traversam, luam, cum să zice, irta după partea cealaltă și plecam înapoi. Înapoi unde vă duceam? La unde stăteam, la hotel, acolo. Deci ne eram cazați toți, ne întorceam, brigadă. Deci asta dimineața vă lăsa autocarul clubului, bănuiesc că era cineva, șoferul care verifica că ați intrat în liceu, da, nu? Șoferul, dar nu intrați în liceu. Erau și domnii antrenori. În autocar? Da, pe noi ne luau. Și voi intrați în liceu, intrați înăuntru? Mai că unul mai petea să ducea până la magazin, unul să mai își lua o cafea, unul și mai lua, nu știu, un sandwich, ceva. Așa. Și după aia... Cum dispărea autocarul? Cum dispărea și întorcea, venea pe partea altă? Dispărea și voi? Zup. Da, și vă duceați la hotel? La hotel. Intram prin nefracție, că birourile la antrenori erau la parter acolo și știam orele care mâncau, cum stăteau la masă. Nu cred așa. Înțelegi? Ce. Deci erați cumva da, la pușcăria și aia care urmăresc atent gardienii să vadă când e momentul. Da, și intram și ne duceam în cameră și ne culcam. M-a prins de multe ori, am avut multe certuri că ne-au prins. Ce, te-au prins că nu... Da, stai puțin, bănuiesc că verificau la școală. Băi, ăștia au absențe multe, nu vin. Mai suna... Dumnezeu să-l ierte, domnul Dămășaru. Bă, unde să știe? Că nu i-ați lăsat la școală unde că nu-i niciunul. Așa? Dai seama, două clase de copii să incredibil. Nu fie niciunul. Mai că mai era un Tudor Băluță care știm că el tot timpul rămânea și era cu și se ducea cu școală. Băluță, se da, ducea, erau era câțiva acolo. Care rămâneau. Dar a, deci el nu făcea Tudor nu. Tudor era asta. La școală, nu zic, dacă l-a luat, să-mi bacă la, nu știu, 9, 80, 10. Uh-huh. Cu gândul că noi la sport nu se facem aceeași materie pe care o fac copiii de la da. Celelalte licee, da. Înțelegi? Da. El a mâncat pe pâine școală, i-a plăcut mult, înțelegi? Și de asta l-a și un om așezat. Și... Da, de zi puțin, când erau antrenorii la masă, cum intrați în hotel? Nu știu, ne uitam, unul ținea de șase, unul ținea ușul, unul chema liftul, înțelegi? O luam pe scării. Erau anumite metode care trebuia să le facem, să ne riscăm, că dacă ne prindeau era nasol, știi? Da. Că s-auzea la urechile lui Mister și domnul... Mister ăsta fiind Hagi aici. Da, și era și domnul Burchel, Lucian Burchel. A, care acum e șeful școlii da, de antrenori, era, da? Care era mai... Zbir sau cum era? Era cu școala în răi, rău de tot, adică pentru să el... Să vă duceți la școală. Da, pentru el era școala fotbal și restul pentru noi. Adică noi trebuia să suplimim astea două la mod egal. Ne cerea să învățăm, ne cerea... Era o dorință bună a lui și o chestie da, sănătoasă. Dar pot să spun și aici, pot să spun liniștit și cu păcat că toți care am fost avem baculat. Suntem la facultate. Deși n-ați învățat mai nimic. Noi n-am învățat absolut nimic, să zici. Și cum l-ați dat? Am învățat cât a trebuit. Da? Ce a trebuit? Sau era o înțelegere? Nu există. Poștea, nu, cumva, toată lumea, pe nu există, nu. Nu? Nu, ne-a zis, bă, învățați să luați un 5 așa, un 5 așa și la logică ne-a ajutat doamna profesoară. Da? De la școală și na, s-au luat 90, 9, 68, înțelegi? Adică am făcut media, am făcut media din logică, da. Înțelegi? Nu logica era, acolo era fisura, da, breșa în sistem, aveai o pilă. Aveai româna, da? Istoria care dădeai, trebuia să iei peste 5. Ca să nu iei sub, că altfel picai. Că picai, da. Și ai avut logică care te ridica. Îți media. Ai înțeles? Îți ridica media și te... La logică ce vă dădea? Nu. Ce aici faci așa? Păi nu, că logică toată e în standard. Adică n-are ce să te surpi. Acolo înveți toată materia. Așa? La logică, știi? Da. Păi și toată... ce vă ne-a învățat toată materia. Nu ne-a ajutat cu nimic. Nu ne-a dat copiuțe. Okay. Nu a existat.
Da, cu mulți și colfoși, prieteni și colegi din altă parte, mă vedeau pe mine mai așa, mai... Da, dacă te uiți la mine, nu zici că am facultate sau dacă am baculat, că nu să vi le-am spus clar, băi, la școală am trecut ca așa, ca și cum trec printr-o cameră goală. Eu, la școală, eu nu mi-am dat interesul poate decât în 1-4, să zici. Nu mi-a plăcut. Este că zice că nu e importantă școala, e vorba cum alții spun că e foarte importantă. Tu, cum, ce experiențe trăiești tu și cum te duce viața să cunoști. O să vezi cum mai departe în viață. Clar, adică nu m-a ajutat sau nu chestia tu asta, m-a ajutat pe mine. Școala. Nu, mă, crede-mă că n-am niciun regret din punctul ăsta de vedere. N-am niciun regret că nu m-am dus la școală sau că nu mă vedeam pe mine, cum ai zis tu, în IT. Da? Nu suport calculatoarele, nu suport că stau și eu pe TikTok sau stau pe telefon, dar eu nu suport calculatorul, nu suport laptopul, nu suport dacă mă uit la un film sau la ceva, da, dar în rest nu sunt interesat sau preocupat. Înțeleg. Că așa stăteam de acasă, lucram de acasă, luam 3.000 de lei pe lună și gata, sunt IT-ist. Nu e chiar așa. Înțelegi? Că stai acolo și bernezi, ești ca un urs de ăla care doar stă și n-ai cum să faci chestia asta, înțelegi? Și iartă-mă puțin că te întrerup, să-ți mai spun povestești. Cea mai tare. Mai ai vreo piatră? Povestește asta și după aceea te mai întreb un singur lucru și gata. Trebuia să mergem la școală, stăteam cu Mățar, că tot veni vorba de Mățar. Așa. Și el fugea cu autocarul cu voi, cu rata. Fulu! Toți ne auzi, toți care eram. Și într-o dimineață, nu știu, ne-a sunat ceasul târziu, noi chiar am vrut să mergem la școală. Și de obicei mai venea administratorul hotelului să mai ne verifice prin camere, să vadă dacă aveam paturile făcute, hainele aranjate, era totul la linie. Deci la linie, perdele. Mai aveam puțin să luăm fierul de călcat, să călcăm și perdelele, okay, știi? Ok, disciplină. Foarte mare, foarte multă curățenie. Ok. Tot ce are nevoie un sportiv în camera lui, pentru a fi ordonat și așezat. Mamă, și nu ne-a sunat ceasurile și aveam niște paturi tale cu bărdele de metal, știi? Le-am unit, noi le dormeam unite să nu picăm, să nu înțelegi. Da, da. Și ce am făcut? Nu ne-a sunat ceasul și... Am răbrățat repede, v-am păturile și ne-am băgat sub pat. Le-am tras înapoi și ne-am culcat la 7:30. Sub pat. Deci am dormit sub pat să mă duc la școală, până la punctul când m-am dus la masă. Când am ieșit de sub pat, aveam gâtul, uite așa. Băi, de ce ai pățit? Nu, am dormit strâmb puțin. Și când ai intrat în... Ai și intrat în... Când ai intrat... Nu m-a văzut sub pat, nu? Da, când ai intrat... Incredibil, deci dormeați când bine. Intrat... Mățan și mic așa, mățan, încă pe masă, cred că. N-avea nicio treabă și dormeam acolo așa închilozat. Îți dai seama că dormi iepurește, știi? Da. Că te gândești, bă, adorm, să nu știu, să nu fac un zgomot, să dau cu piciorul când ea prin cameră sau femeia de serviciu, știi? Să sforăi sau ceva. Da. Și o 10 secunde. Un fost coleg de-al meu s-a lăsat și el. Când asta zic, mă amuză... Tot acolo era. Tot acolo, la fel, a făcut și el. De fapt, doi. Gurău, care e la FCU acum, ai văzut că e foarte înalt, știi? Și când s-a băgat sub pat, el nu s-a mai uitat că e și picioarele pe afară, pe acolo, știi? Și când a intrat femeia din serviciu, a văzut decât picioarele lui pe afară. Așa. Deci gândește-te, să-l vezi pe gurău sub pat și cu picioarele pe afară. Tu dă seama și până altul, la fel, a băgat aspiratorul sub pat să facă curat și l-a ciupit de picioare. În timp ce dormea. Deci asta era metoda de apocalipsă, ca să nu vă mai duce. Deci în zilele când n-avea schiev, stătea sub ne băgam să ne pitim. Nu, când ne întorceam, ne puneam direct în pat. Când nu plecam deloc din hotel, când aveam antrenament dimineață, de exemplu, miercurea, când aveam meci, de la antrenament școală, ducea bine. Înțelegi? Noi când plecam de la antrenament, ne lăsa la școală. Da. Și ne venea autocarul de la la 1, mâncam, ne odihneam o jumătate și de oră. Și când nu aveați antrenament și trebuia să vă duceți voi direct de la hotel la școală? Nu, când nu, sau așa, nu aveam antrenament și trebuia să plecăm la școală dimineață, mai făceam de-astea. Sub pat. Mai dormeam pe sub pat. Ce, aminte la fiecare echipă, îți dai seama, noi și că am crescut de toți acolo, toți care am, deci toți care sunt, și Mățan, și Drăguț, și Băluță, și Boboc, Ciobanu, Dumitrescu, Căpușă, Coman, toată lumea a stat în hotel acolo, adică nu e, hotelul ăla au stat toți, înțelegi? Erau câțiva care putea să stea în chirie sau stătea cu părinții, dar Ianis stătea cu părinții, cred. Păi Ianis nu l-am prins foarte puțin, să zic, nu l-am prins foarte mult. Și astea sunt niște amintiri cu care rămâi. Da, ale noastre cu care rămâi și care ți-e drag așa când te întâlnești să mai ți-aduce aminte de ele, să zici, bă, când dormeam, uite-te, acum stăm, ai
joci pe 150 de mii pe lună, dacă când dormeai sub pat acolo, de nu știai cum să te pitești și eram tot și făceam cine și dregeam. Cine joacă? E cineva pe 150 mii? N-a ajuns nimeni la 150 mii pe lună. Strâns, îți dai seama că au făcut. Poate că au făcut, da. Niște, dar pe 150 de mii nu cred că a jucat niciunul deocamdată. N-a ajuns la nivelul ăsta. E mult totuși, 150 de mii pe lună înseamnă un milion, aproape 2 milioane pe an. O să ajungă cu scurt timp. Crezi? Da. Da, bun. Ce voiam să te mai întreb? Gata, ți-ai scos pietrele de pe, l-ai dat jos? Da. Mai aveai vreo una de vreo piatră? Nu. Nimic. Mai am una care trebuie să o scot singur. Nu mă poate ajuta nimeni. Ce adică anume? Să revin să fac înapoi ceea ce îmi place. Fotbal. Fotbal, da. Eu îți doresc să faci ce trebuie să faci și să-ți fie ție bine. Nu știu dacă fotbal va fi asta sau altceva. Îți mulțumesc mult că ai venit dimineața asta aici. A fost o plăcere să ascultăm povestea. Spor la treabă și să ne revedem cu bine. Mulțumesc mult, și toate bune ție și familiei tale. Numai bine. A fost GSP Live. Ne revedem mâine dimineață cu Laszlo Sepsi, fundașul stânga, fost jucător, mare speranța fotbalului românesc, transferat la un moment dat la Benfica. El va fi mâine dimineață invitatul emisiunii. Toate bune, o zi bună. Nu uitați site-ul Gazetei Sporturilor, www.gsp.ro, pentru tot ce e important în sport. Toate bune.